85 de percheziții domiciliare au loc în județele Timiș, Arad, Satu Mare, Caraș-Severin, Alba, Olt, Dâmbovița și chiar și în București. La cine au loc descinderile? Aflăm prin telefon de la Adriana Pinti. Adriana, bună dimineața, te ascultăm. Bună dimineața, Andra, bun găsit, doamnelor și domnilor. Vorbim despre cea mai mare operațiune de acest gen care are loc în ultimii ani în vestul țării. Vorbim despre câteva sute de polițiști de frontieră din județul Timiș, despre ofițeri de la combaterea criminalității organizate din Timiș, Arad și Caraș-Severin, dar și trupele speciale de la jandarmi, cu toții coordonați de procurorii DICOT Timișoara, au descins în această dimineață la aproape 90 de adrese. Vorbim despre adrese unde locuiesc persoanele suspectate că făceau parte din gruparea infracțională, dar în același timp și la adrese unde anchetatorii bănuiesc că erau cazați migranții. Potrivit anchetatorilor, în ultimele 5 luni această rețea a reușit să ducă în Occident peste 700 de migranți. Vorbim despre o rețea bine organizată, susțin anchetatorii, pe paliere. Vorbim de la palierul de racolare până la cel de transport și cazare și cel de al treilea, îmbarcarea pentru a fi transportați migranții în Occident. Vorbim despre migranți care de obicei treceau granița ilegal în România, prin Bulgaria, dar vorbim și despre migranți care ajungeau în țara noastră cu acte legale, cu permis de ședere, însă mergeau doar câteva zile la locul de muncă sau chiar se prezentau la angajator, iar apoi intrau pe filiera traficanților de migranți. Cel mai adesea aceștia ajungeau în Occident cu tiruri sau cu autoturisme și acestea sunt percheziționate în această dimineață, mai multe autoturisme și un tir cu care anchetatorii suspectează că migranții ajungeau în Occident. Îmbarcarea avea loc în parcări din județele Timiș și Arad. Circa 100 de persoane urmează să ajungă în această dimineață în fața procurorilor DICOT Timișoara.